Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educație economico-financiară. În minutele următoare vă propun să redescoperim cât de important este să producem bunuri și servicii. Rolul pe care îl puteți avea în economie ar putea fi unul activ. Producția de bunuri și servicii începe de acasă, prin producția de tip homemade. Cu siguranță ați încercat un mărțișor, ați încercat să-i ajutați pe părinți să producă bunuri toamna sau, de ce nu, să realizați dulciuri pentru un eveniment de la școală. Sunt convins că ați auzit și de posibilitatea de a presta sau a produce servicii. Mulți dintre voi cochetează deja cu cosmetica sau cu susținerea părinților în grădinărit sau la curățenia din gospodărie. Care este numitorul comun al acestor imagini? Ei bine, da, este vorba despre unul dintre factorii determinanți, munca. Munca și valoarea ei este foarte importantă pentru desfășurarea oricărei activități de producție. Și acum vă propun să răspundeți la întrebarea ce bunuri și servicii se obțin în cele patru imagini. Ei bine, da. 1. Produse de dulgherie. 2. Medicină, servicii medicale. 3. Servicii de alimentație publică. Și 4. Servicii de curățenie. Vă spun la revedere și vă aștept la o nouă întâlnire.